Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Carmen Șerban a dezvăluit de ce s-a ajuns în acest punct, cel al despărțirii. Ce a mărturisit cu privire la bărbatul cu care s-a iubit ani la rând, Carmen Șerban susține că motivul despărțirii a fost acela că relația lor devenise toxică. Cei doi nu au ales să încheie povestea de iubire într-un mod neplăcut. Așa că au decis să rămână prieteni, nu am spus niciodată că nu mă implic pe lungă durată. Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie, fără infidelități. Fără interese meschine, etc. În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună să luăm o mică pauză, deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni, a mărturisit Carmen Șerban. Odată cu înaintarea în vârstă, prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche. Dacă există într-adevăr așa ceva. Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine, a adăugat aceasta. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.